am hotărât să merg mai departe, de una singură. Am început să mă apropii, după 40 de ani, mult mai mult de Dumnezeu. Am învățat să vorbesc cu oameni de toate tipurile, să nu mai am inhibiții. Atunci când ești în fugă, nici nu poți gândi cum se cuvine. Când deja am început să lucrez, la fel am înțeles că învățatul nu trebuie să se oprească. Nu sufăr de autosuficiență și asta e o calitate a mea. Cât am trăit, am trăit povești intense de dragoste adevărată, pe care nu le regret. E datoria noastră să dăm șanse, să ni se dea șanse, să încercăm, să ne forțăm limitele, să cunoaștem poate sentimente pe care nu le-am cunoscut înainte. E frumos să știi că ai trecut prin viață și că ai lăsat ceva în urmă. E mare lucru să ai un frate, o soră pe care să te bazezi. Eu am înțeles că școala e șansa mea. Încerc mereu să fac mai mult. 24 de ore pe zi nu mi-ajung. Mi-am dorit atât de mult să nu fiu o mamă care nu dă pe acasă, având un copil abia născut. Mi-am reorganizat viața în așa fel încât să am timp. Nu pot trăi fără să iubesc, fără să dăruiesc. Nu sunt croită să trăiesc compromisul. Eu trăiesc totul sau nimic. Practic, sunt mult mai bine cu mine astăzi, sunt în echilibru, știu ce vreau, știu cât pot, știu să nu forțez lucrurile acum. Primul meu soț a fost un om extraordinar, de care a meritat să mă îndrăgostesc. Apoi am evoluat pe direcții diferite. Asta a fost problema noastră, să zic așa. Și dacă eu am luat o hotărâre, păi aceea este. Nu mă mai întorc înapoi, chiar dacă nu e ușor. Trăiesc fiind activă. Cred că un mod liniar de a-mi trăi viața nu mi s-ar potrivi absolut deloc. Trebuie să existe moderație în tot ce facem în viață.